După cum vedeți în spatele nostru, să zicem așa, se desfășoară o campanie împotriva violenței de gen, împotriva violenței asupra femeilor. Ce părere aveți dumneavoastră despre acest tip de violență? Se mai practică în România? Mai există? Se mai întâmplă? Există, precis există. Am văzut și la televizor unde arată multe cazuri, unde de multe ori oamenii nu se implică și e foarte rău din cauza asta, femeile suferă, n-au curajul să ia atitudine și probabil de aici lanțul ăsta de violențe continuă. Dumneavoastră, în viață, în activitate profesională, ați fost vreodată expusă violenței împotriva femeii? Eu personal n-am fost, că am o familie frumoasă, dar de auzit am auzit și lucrând și în spital. Am fost martoră de multe ori la multe violențe. Ce le puteți spune femeilor care au fost supuse violenței? Să aibă curajul, să recunoască că au fost agresate și să ia atitudine, să se adreseze autorităților și totdeauna când cazi e bine să te ridici. E cel mai important lucru în viață pentru noi. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc și eu! La revedere! Seruna.